În aceste imagini putem observa 111 ani de istorie pe patru roți. Este cel mai probabil cel mai vârstnic automobil participant. Îmbrăcat la 4 ace cu pălărie, proprietarul, care este și șoferul Oldsmobilului, a străbătut 300 de kilometri prin țară, tocmai de la Constanța, pentru a fi prezent la Sinaia. Se mândrește că va pleca la toamnă la Londra, acolo unde va participa la un eveniment de profil. Este o mașină certificată de Clubul Londonez de Mașini Istorice și doar ce a fost acceptată ea și cu mine ca driver, pe 1 noiembrie anul ăsta va fi primul echipaj românesc care va merge la cursa London to Brighton de 60.000, deci 100 de kilometri. A fost pentru prima oară când un Oldsmobile se află la concursul de la Sinaia, iar lista premierelor include și un Maxwell fabricat în 1908, un Kaiser Darin din 1954, un Cord 812 datat din 1937, un Ferrari 328 GT din 1984, un DeSoto Custom Coupe de la 1947, precum și un Messerschmitt KR 200 fabricat în 1957, atunci când Uniunea Sovietică lansa la bordul capsulei Sputnik 2, prima ființă vie în spațiu, cățelușa Laika. Alteța sa regală, principele Radu Duda, membru de onoare al RCR, dar și jurat în cadrul evenimentului, și-a făcut apariția într-un Volvo fabricat în 1976, care a aparținut chiar majestății sale, regele Mihai I al României. Sunt fericit că merge atât de bine și sunt mândru că oamenii au putut să construiască o mașină atât de solidă și de bună. Un automobil cu motor de 6 cilindri în linie, foarte elegant și foarte rar. După evaluarea aspectelor tehnice și estetice, juriul a trecut la evaluarea eleganței bijuteriilor pe patru roți. Cele 27 de vehicule înscrise în Retromobil Club România au fost atent verificate de o comisie internațională de specialitate. Din criteriile de evaluare însă nu fac parte și eforturile financiare ale proprietarilor, care spun că fac sacrificii mari pentru a păstra viu acest hobby destul de costisitor. Acest automobil a călătorit cu avionul din Statele Unite până în Luxemburg, apoi non-stop cu tirul și aseară a ajuns în România. Gabriel deține unul din cele 10 autoturisme americane Nash 960 din lume. În total au fost fabricate aproximativ 1800 în anii 1930. Ne bucurăm când le vedem pe stradă, ne bucurăm când motorul toarce frumos. Din juriu nu a lipsit nici președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, împătimit al mașinilor istorice. Multe din mașinile pe care le vedeți aici reprezintă într-un fel modele care au făcut epocă la vremea lor, care au devenit mașini de referință, care sunt considerate, unele din ele, repere indiscutabile ale evoluției tehnice sau ale evoluției designului în domeniul automobilului. A cincea ediție a evenimentului a inclus și o prezentare publică a celor mai vechi automobile înmatriculate în România. Sunt nebunii de faptul că avem matricole românești la asemenea minunății. Sunt 27 de mașini, sunt din toată țara, participare internațională, avem și invitați din Ungaria. Parcă facem o călătorie în timp. Peleșul, mașini vechi, suntem într-o mașină a timpului. În sfârșit, cineva mă depășește ca vârstă, știți, ele sunt mai vechi decât mine și sunt cu adevărat strălucite. Concursul de eleganță de la Sinaia, aflat la a cincea ediție în varianta modernă, dedicată vehiculelor istorice, este cel mai important eveniment din cele peste 25 organizate anual de Retromobil Club România. La final, mașinile au pornit în colonate pe centrul orașului pentru parada vehiculelor istorice, iar festivitatea de premiere a avut loc la Casino Sinaia.